Printr-un singur cuvânt, Dumnezeul cel sfânt a înviat pentru noi pe pământ, revărsând peste noi doar iubire și ploi, pronicie în suflet și în gând. Și din negru păcat ce-n Adam l-am păstrat, prin Hristos răstignit am scăpat. Cerul s-a luminat, îngerii au cântat și Hristos din mormânt a înviat. Cerul s-a luminat, îngerii au cântat și Hristos pentru noi a înviat. Printr-un singur cuvânt, Dumnezeul cel sfânt a înviat pentru noi din mormânt, revărsând peste noi doar iubire și ploi, rovnicie în suflet și în gând. Și copilul mamă, sfintesc copilul școală, o lume a nebuniei, din aur nu se scoală. Eu nu zic nici ce-i că nu-mi veșnicia, sunt firmă noi și în lume, rău și nebunia. Sava de la Buzău, îl așteptam pe părintele profesor dr. Mihail Milea ca să ne spună un îndemn pentru conferința internațională a SIOR Uniți prin credință pentru viitor. Sfinția voastră, urmează să facem conferința, a patra conferință a SIOR, Uniți prin credință pentru viitor. Sfinția voastră, părinte profesor dr. Mihail Milea, ne-ați sprijinit și ne-ați îndrumat cum să gândim ca să avem un viitor, să fim în credință. Vă rugăm să spuneți câteva cuvinte pentru această conferință. O mângâiere, o nădejde, o binecuvântare. Da. În primul rând, slavă lui Dumnezeu, pentru că sunteți împreună grămăjoare, domnice Maria sa poetă Grigore Vieru, la această conferință a patra, Uniți prin credință pentru viitor, și unitatea o dă Dumnezeu. Și biserica are ca misiune dată de Dumnezeu să facă această unire a oamenilor cu Dumnezeu și între oameni. Fără Dumnezeu și fără biserică nu putem concepe această unire. La baza unirii trebuie să stea credința în unul și același Dumnezeu pe care ne găsim în crezul bisericii ortodoxe, și unitatea se menține prin slujbă, prin rugăciuni, prin astfel de întâlniri, și de aceea ne bucurăm tare mult că la această conferință sunt invitați oameni din multe țări și împreună se va găsi această punte de unitate între oameni, între popoare în aceste vreme de război. Binecuvântare și bucurie sfântă și să fie Domnul ca să aveți rezultate minunate. Mulțumim, Sfinția voastră, binecuvântați, mulțumim Doamne din suflet, Doamne ajută! Avem marea bucurie să vă anunțăm că
Sunt la ora 12, începe activitatea liceului de arte Buzău, Margareta Sterian. Ne-au făcut onoarea să fie alături de noi și să ne sprijine în această uniți prin credință pentru viitor. Suntem tare bucuroși să vă anunțăm că printre noi, alături de, iată, a venit domnul ambasador, a venit din Chișinău, iată, a venit și din Baia Mare. A venit din Baia Mare domnul scriitor Vasile Bele, un om de o frumusețe interioară grozavă, un cuceritor, pur și simplu, care ne ajută să înțelegem că pentru activitatea de suflet merită să mergi 12 ore, nu-i așa? Sau 13? 12 ore, deci, exact cum a zis domnul ambasador George Călin, vă rugăm să poftiți, da? Exact cum a zis domnul ambasador George Călin, Buzău devine foarte departe de Buzău și iată, Baia Mare devine foarte apropiată de Buzău. Baia Mare este cu noi. Domnul președinte Așcior, Baia Mare, bine ați venit! Bine v-am găsit, să vă dragi prieteni! Poftiți aici! Bine v-am regăsit, iată! Poftiți! În decurs de câteva luni este a doua oară când pașii mi se intersectează. Cu emoție, cu bucurie și evidentă trăire. Dragi prieteni, am scris și data trecută, repet în fața domnilor dumneavoastră, același lucru. Dacă era să fac cele câteva sute de kilometri sau cei câțiva sute de kilometri din Baia Mare, din țara Maramureșului și până la dumneavoastră aici în Buzău, pe jos i-aș fi făcută, cerând sprijin și ocrotire dreptului Dumnezeu, Maicii Pururea Fecioare Născătoare de Dumnezeu, mijlocitoare și ocrotitoare. Am venit spre dumneavoastră cu sufletul încărcat de dragoste, gândindu-mă la câtă dragoste și bucurie am întâlnit data trecută. Sunt convins că aceste sentimente vor dăinui peste timp în viacuri. Așa să dea Dumnezeu să fie. Este zi de sărbătoare, tradiția noastră ortodoxă, creștin-ortodoxă, da? Sărbătorindu-l pe Ioan Botezătorul. Tradițional sunt sânzâienele sau drăgaica. Iată, în acest 24 iunie, în urmă cu câțiva zeci de ani, bunul și dreptul Dumnezeu a rânduit ca în familia mușatinilor să se nască un Ioan. Drept și cinstit și cu credință în Dumnezeu. Domnule președinte, la mulți ani, sănătate și bucurie și multă, multă, multă putere din partea tuturor celor care vă iubesc din Maramureșul istoric până în celălalt cozul de țară, de-a stânga, de-a dreapta, în spate, în urmă, în est, în vest, în nord, în sud. N-am venit cu mâna goală, zice tradiția noastră, cum vine cel de la moară. Eu am adus o sticlă cu horincă. Așa, așa. E de care bea împăratul, nu de care bea tot satul. Așa, eu cu gândul, cu gândul cel mai sincer și cel mai curat. Ca atunci când va fi să beți câte un păhărel, să vă gândiți și la noi cei din țara Maramureșului, din Maramureș. La mulți și binecuvântați. Vă mulțumesc, sănătate din, tot sufletul, vă mulțumesc din tot sufletul. Ne onorează faptul că veniți, iată, totuși, este așa de des încât ne bucură grozav, să știți. Adică să bați 12 ore dus, 12 ore întors pentru a fi lângă prieteni.
pentru a fi lângă inimi, sincer, este emoționant, să știți. Credeți-mă că și eu cu emoție am venit. Iată-i pe Buzoieni de la trei blocuri care nu sunt aici. Știți? Vedeți ce înseamnă credința. Și iubirea. Pe unii ne unesc la 300-500 de kilometri și pe alții ne despart la trei blocuri. E adevărat ce rostiți dumneavoastră, dar dați-mi voie să vă mărturisesc, dragi prieteni, marele regret că nu pot rămâne alături de dumneavoastră toate cele trei zile din cauza evenimentelor care sunt atât de multe și atât de încărcate și a promisiunilor rostite în fața altor prieteni. Vin aici, drag prieten și domnule președinte, cu o misiune, rugându-vă ca din cele câteva minute care sunt permise să vă transmit un mesaj din partea poetului popular Nelu Danci, care și-ar fi dorită în aceste momente, în aceste clipe, să fie alături cu noi. Chiar stabilisem să vă facem o surpriză. N-a fost să fie așa. Întâi din motive de sănătate și apoi domnia sa mâine și-a adunat familia pentru a-și aniversa primii 70 de ani din viață. M-a rugat să vă transmit tot ce este bun, tot ce este sănătos, tot ce este frumos și încă în cele 30 de secunde să prezint din partea domniei sale cea mai proaspătă realizare literară. Este vorba despre versuri populare, Nelu Danci, din izvoarele statului tradițional, care vrea să vă oferă dumnealui prin mine. Mulțumesc pentru îngăduință. Vă mulțumesc din suflet. Mă onorează, să știți, toate gesturile astea. Chiar mă onorează. Sunt și oameni care vă iubesc și pe Ascior. Chiar când vezi dragostea că vine așa transmisă, nu? Dragostea transmisă. E adevărat. Din gură în gură, din mână în mână, din inimă la inimă. Da. Vă mulțumesc din suflet. O să vă dau o medalie și pentru cei iertare, nu am fost pregătit. Și vă trimit celelalte, vă trimit, le descărcați acolo. Nicio problemă. Așa. Nicio problemă. Eu vă mulțumesc, uite, de data trecută, eu am spus și v-am rugat să acceptați să fiți președinte Ascior Baia Mare. Ne-a onorat faptul că a fost de acord. Știți, ca în orice grupare și în Ascior sunt niște locomotive care trag așa toată gruparea. Noastră faceți parte din aceste locomotive care trageți această grupare Ascior, nu numai dumneavoastră, adică sunt mai mulți care trag această asociație și o fac cunoscută și recunoscută la nivel național și internațional. Și vă mulțumim din suflet că ați acceptat ca să eu ne slujiți pentru să ne această bucurie. Să ne slujiți nu pe noi, Doamne ferește, pe Dumnezeu, credința, iubirea, pe Dumnezeu să ne slujiți în modul în care vedem noi, adică acea civilizație creștină în care omul să se comporte și la primărie, și la Consiliul Județean, și pe stradă, și peste tot, ca în curtea bisericii. Hai să nu exagerăm, să nu spunem ca și în biserică, nici chiar așa, nici așa, dar măcar cum se comportă în curte. Uitați ce frumos ar fi, ce frumos ar fi dacă asta ar fi. Este civil. Asta înseamnă a fi civil. Civilizația vine de la civil, adică nu este înrolat, nu este abuzat. Este acel civil cu credința lui, așa, și de acel om civil care este în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să fie și aproapele omului. Dacă nu este aproapele omului și crede că lucrează lui Dumnezeu și te omoară în numele lui Dumnezeu, acela nu te slujește.
știm cazuri la nivelul omenirii și noi mulțumim lui Dumnezeu că acest popor, iată, din Maramureșul acela frumos, în care... Maramureșul stare veche cu oameni fără pereche, exact. Zice o sintagmă pe care vreau să o aduc aici, am adus-o de fapt, nu vreau, am adus-o aici în fața dumneavoastră, fiind convins că dumneavoastră cunoașteți aceste două versuri. Din respect, din prietenie, din onoare, vreau să vă mai cer un favor. Pentru ceea ce înseamnă Așior, pentru ceea ce înseamnă Asociația de Civilizație Ortodoxă, vreau, în numele revistei din Vatra Satului, pe care o conduc și pe care am fondat-o în anul 2009, vreau să vă cer, domnule președinte, următorul favor. Ca, începând din numărul 5 pe anul 2022 și 38, respectiv, al aparițiilor, aceste numere să apară sub recomandarea Așior. Mai avem o recomandare din partea revistei Mărturii Maramureșene. Este o recunoaștere față de dumneavoastră, este un drag pentru dumneavoastră și vrem să o facem cu responsabilitate, cu onoare și cu cinste și cu bucurie. Vă rog, în numele tuturor membrilor care am fondat această revistă, să acceptați și să ne fiți parteneri, indiferent dacă vom merge, nu vom merge, dacă va fi, să continuăm, dacă nu va fi, să continuăm. Dar afirm, suntem niște luptători și vom face pași înainte, spre înainte. Doamne ajută, mă onorează, uitați brevetul pentru dumneavoastră, să știți că sunt multe, nu pentru că i-am dat toate brevetele și toate medaliile. Aici sunt și distincții pe care Așior Baia Mare le va acorda tuturor celor care în calitate de președinte Așior Baia Mare și iată și această insignă, da? Onoare. Medalie. Onoare și respect. Fratele nostru. Fundatul nostru, doamna da. Georgescu a fost martoră, precum și Ionica Bandrapur, au fost martori la ediția 1 2021 din Tabăra Literară, oprește-mă la tine, Maramureș, și oprește-mă în tine, anotimp, când ne-am legat frați fârtați, cu colac, cu strica de horincă, iar femeile au devenit surate. Mulțumesc. Am să-i transmit. Mulțumim, da, uitați, sunt acolo și prevedem. Ne onorează și ne obligă. Vă mulțumim din suflet și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slăvit! Ne-ați făcut o mare bucurie, ați venit cu un mesaj pliat pe ceea ce suntem noi toți. Să fie cei care se hrănesc cu Dumnezeu. Și mai am încă un dar, este vorba despre cea mai proaspătă antologie, Albastru Ilegal, tot către dumneavoastră se îndreaptă. Este vorba despre antologia celor care poartă epoleți. E o colaborare a poeților și a scriitorilor din Centrul Cultural al Ministerului de Interne, Cenacul Literar Nichita Stănescu și încă un volum foarte proaspăt, foarte proaspăt editat, 10 scriitori de nota 10. Vi le dăruim cu drag și văd aici, acestea sunt numerele din revistă, numărul 2 și 3, 35 și 3, 36 și 37 din revistele noastre din Vatra Satului. Mulțumim, vă onorează și ne obligă. Mereu, mereu cu drag și cu gând și cu bucurie alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet, ne-ați copleșit, ne onorează. Dumnezeu să vă binecuvinteze, drum bun și transmiteți acolo în... Da, eu fiind pe scenă, nu se poate. Așa. Neastră să mai rămâneți. Rămâne mare și mare. 7 ore, poate și de seară, dacă vreți. Nu, că de seară e trenul care mă duce acasă. Păi de mâine ce? Mâine dimineață? Deci, nu. Eu. Cu mare drag și cu mare bucurie aș fi rămas cu mare drag. Așa ca și cum aș fi rămas la mine acasă. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc din suflet, tot respectul. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Drum bun și transmiteți acolo, în Maramureș, că muntenii, da, sunt alături de dânșii și împreună, da, uniți prin credință, vom avea viitor. Și
nordul cu sudul și estul cu vestul. Să, așa se dea Dumnezeu să fie. Și nu uitați, vă așteptăm la ediția a doua, 2022, care va fi în aceeași perioadă, 1-4 septembrie 2022. Încă nu știm foarte multe dintre condițiile, mai negociem la sânge, pentru ca totul să iasă foarte convenabil economic din punct de vedere financiar, minunat din ceea ce privește găzduire și program. Să vedem, dar sunt convins că bunul și dreptul Dumnezeu ne va ocroti și ne va apăra și ne va vrednici să ajungem și acele ceasuri. Sunteți așteptați și invitați cu mare drag să ajungeți și acolo în țara Maramureșului, unde, dragi prieteni, vă invităm să ajungeți cu toții. Mai venisem pregătit la această conferință, la acest simpozion, să vă vorbesc despre Mănăstirea Chiuzbaia. N-am să vă vorbesc, am să lansez invitația de a ajunge în acel colț de rai, un colț de rai pământesc. O mănăstire, aș zice eu, puternică și încercată puternic. La 2 ani de la înființare, de când s-a pus piatra de temelie, s-au ridicat câteva chilii și nu se știe de unde, nu se știe de ce, zice, un scurt circuit a ars tot, s-a prăpădit tot. Chiuzbăienii au găsit forța necesară să înceapă iarăși și să ducă la bun sfârșit acest vis. Pentru că mănăstirea s-a născut în urma unui vis. Preotul paroh, încă îl avem, dar pensionar, a visat într-o noapte rugându-se, a visat acolo, undeva într-un colț nord-nord-est al satului, că va răsări o mănăstire. Astăzi este, spre bucurie și laudă. Vă invităm, dragi prieteni, să ajungeți și acolo să popoziți și să vedeți că dacă în aceste clipe zic Mănăstirea Chiuzbaia, un colț din raiul pământesc, o să îmi dați dreptate. Vă mulțumim și vă așteptăm cu mare, mare, mare drag. Vă mulțumim mult, tot respectul, bucurie. Tot respectul, să trăiți numai bine. Eu sunt ajutat. Încă o dată mulțumesc mult. Noi suntem ajutați ca să facem aceste activități de domnul inginer de sunet, Emanuel, care vă mulțumesc mult pentru tot sprijinul pe care mi-l dați în aceste 3 zile. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este și spre bucuria noastră, dar și spre bucuria celor care vin aici și cântă. Poate diferențele la nivel de vorbire sunt mici față de profesionalismul cu care lucrați noastră și față de scolele care le-am avut noi. Dar la nivel de cântec, să știți că mulți m-au zis că nu se compară. Așa cum nu se compară ce am cumpărat noi cu microfoane de 1.000.000, 2 față de scurile dumneavoastră profesionale. Încă o dată vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aplauze pentru domnul inginer de sunet care este alături de noi 3 zile. Iată, sunt ajutat în sală pentru expoziție. Sunt și domnul profesor Eugen Marius Constantinescu, director general adjunct ASIOR, și domnul economist Sebastian Butu, director general ASIOR, dânsii asigură ca noi să ne vedem bine în filmele care vor fi făcute și promovate pe YouTube. Aici sus sunt ajutat de doamna secretar general ASIOR, scriitoarea Paulina Gădescu, pe care o rugăm să ne spună câteva cuvinte. Aplaudați-o! Aplaudați-o! E a noastră buzoiancă în 4 ani de zile, da? 4-5 ani de zile, a scris 9 cărți. 14, da, da. Câteva cuvinte de îmbărbătare, da? Așa, că deci, așteptăm ca liceul să facă intre. Am să încep într-un mod diferit. Mi-am rupt sandaua.
să-mi dau beș, care mi s-a sortat cu geanta beș. Și am rămas acolo, înțepenită, fără să-mi fie rușine. De ce să-mi fie rușine mie? Că mi s-a dat sandal. Aș sta în picioare negoale. Pentru că prietenul mușatin stă fără un picior. Și tot nu se rușinează, tot nu este teamă. Așa și eu. La final, dacă o să mă vedeți desculță pe scenă, să nu vă speriați și să râdeți. Eu îi mulțumesc acestui prieten și sunt alături de el. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit. Oricum noi o să mai stăm în continuare. Uite, chiar secretarul general trebuie să-și asigure, da? Deci cum asigură la ceilalți diplomele și toate cele, va trebui să-și asigure și dânsei aceste diplome. Trebuie să căutăm liceul. Liceul este, da? Liceul este, da? Este... Eu sper că sunt foarte multe, da? Pentru că... Da, trebuia să fie scris pe ele. Eu îmi cer scuze că apar tot felul de greșeli și în programul care l-am făcut și în toate cele. Pentru că aceste greșeli ne fac să conștientizăm tot timpul că trebuie și noi să iertăm și noi să fim iertați. Uniți prin credință, pentru viitor se poate petrece numai și numai pe această bază stabilă, solidă a iertării. Eu îmi cer iertare pentru absolut toate greșelile pe care le fac. Și astăzi, și mâine, și poimâine le-am făcut și cu siguranță foarte multe le voi face. Trebuie să avem smerenia să înțelegem că greșim. Nu suntem negreșitori. A înțelege pe celălalt că poate să greșească este a te înțelege pe tine că poți să greșești și să nu intri în depresie în momentul când te faci de râs pe scenă. Exact. Când nu trebuia, atunci arăți mai rău sau faci cine știe ce vreau. Te faci de râs în familie. Ai făcut o prostie. Trebuie să înveți să te ierți. Eu sunt un exemplu că mă iert. În momentul când mi s-a întâmplat accidentul, noi îi așteptăm pe cei de la liceu să se pregătească, de-aia mai trebuie să vorbim două minute. Aveam două posibilități, ori să mă retrag și să spun, asta este situația, nu mai fac parte din lumea lor, lumea celor normali, celor cu două picioare, celor cu două brațe, cu doi ochi, sau să mă accept așa cum sunt și să încerc să-i fac și pe ceilalți să-mi ierte toate prostiile. Nu astea sunt cele mai mari neputințe ale mele, ci cu totul altele. Dar dacă nu te ierți pe tine însuți, să fiți siguri că cel care nu se iartă pe sine însuși intră în depresie și nici pe alții nu este capabil să ierte. Sunt foarte fixiști. Așteptăm pe cei de la liceu de artă să urce pe scenă